Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și astăzi vom discuta despre certurile în familie și cum să facem să avem totuși o atmosferă plăcută acasă. Și o am astăzi alături de mine pe Adelina Buruș. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Adelina, spune-mi, te rog frumos, cu ce probleme vin cuplurile în terapie? Care sunt principalele motive pentru care oamenii se ceartă acasă? Păi, în principiu, toate problemele provin de la situații izolate, mici, care se acumulează. Majoritatea conflictelor vin din faptul că unul dintre parteneri se simte poate copleșit de multitudinea de sarcini pe care trebuie să le facă și simte că nu este ajutat de către celălalt. Sunt multe situații în care unul dintre parteneri nu se simte suficient de respectat, iubit, nu primește suficient de multă afecțiune pe cât și-ar dori din partea partenerului. Sau mai apar anumite conflicte legate de, nu știu, apariția unui copil în relație. Și atunci unul dintre parteneri are tendința să dea mai multă atenție copilului și neglijează partenerul. Deci, dacă ne raportăm la primul motiv pe care l-ai menționat tu, practic, dacă unul dintre parteneri este foarte încărcat, apare foarte multă oboseală, nici nu mai are răbdare dacă celălalt partener îi reproșează ceva, ce ar trebui făcut în această situație și cum, de fapt, se cuantifică în cuplu, cine cât face, cât durează, că mi se pare așa destul de greu. Da, este destul de greu să ajungem la un comun acord și să fie ambele părți mulțumite pe o perioadă medie și lungă. Pe o perioadă scurtă, de obicei, conflictele se rezolvă, doar că partenerii în acel moment au senzația sau pretenția că aceste conflicte au dus spre rezolvarea unei probleme și trăiesc ulterior cu falsa impresie că acele probleme nu vor mai reveni, deoarece le-au discutat odată sau de câteva ori. În general, ce trebuie făcut, primul lucru fundamental într-o relație este comunicarea. Dacă nu comunicăm partenerului nevoile noastre, ceea ce simțim, care ne sunt așteptările și nu le negociem, să zic așa, nu putem să ajungem la un numitor comun. Ce se întâmplă și de unde apar conflictele este acel moment în care așteptările noastre sunt prea ridicate și poate nu le-am transmis cum ar fi trebuit sau celălalt nu le-a perceput în modul în care ne-am fi dorit noi să le perceapă. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care apare și acea recurență a conflictelor pe aceleași teme și ulterior vin reproșurile. În momentul în care ne concentrăm pe o comunicare asertivă sau încercăm să-i spunem celuilalt ceea ce simțim într-un anumit context și ce anume am simțit când am avut acel conflict, celălalt poate mult mai ușor să înțeleagă atât contextul cât și ceea ce se află în interiorul nostru. Pentru că sunt multe cupluri care au pretenția de la celălalt să știe ceea ce simt, fără ca ele să comunice lucrul acesta. Deci, practic, atunci când apare acest conflict pe tema că poate unul dintre parteneri este foarte încărcat, ideal ar fi să nu ajungem să fim foarte nervoși, să iscăm acele discuții interminabile în care ventilăm, dacă vrem, acele emoții și să povestim despre care sunt așteptările noastre ca și parteneri și să nu mai ajungem în acest cerc vicios, corect? Exact. Mai menționai un alt motiv pentru care se ceartă cuplul atunci când apare copilul? Da. De ce? De ce apar certurile acestea? Înainte de apariția unui copil, cuplurile au un anumit stil de viață, au anumite rutine, sunt obișnuiți să-și ducă viața de zi cu zi în ritmul în care o făceau dintotdeauna de când sunt în cuplu. La apariția copilului, evident, prioritățile se modifică, implicit și programul, și atunci există tendința
partenerilor să-și îndrepte atenția foarte mult asupra copilului. Acum, mai ales în primele luni, în primii ani de viață, e esențial să ne îndreptăm atenția asupra copilului, însă foarte mulți fac asta total. Adică își îndreaptă atenția totală asupra copilului și ajung să neglijeze partenerul și să neglijeze relația. Pentru că există acea tendință de a crede că totul merge din inerție. Adică cu relația suntem bine, acum avem și un copil, relația merge înainte și noi ne concentrăm strict pe copil și pe creșterea copilului. Lucru care, evident, duce la frustrări în rândul partenerilor. Pentru că, la fel ca orice altă relație de prietenie, de la lucru, relația cu propria persoană, în momentul în care te oprești din a lucra la evoluție, la dezvoltarea acelei relații, nu ar trebui să avem așteptări să relația să meargă și să evolueze. Pentru că noi, dacă nu mai depunem niciun efort, din inerție lucrurile merg doar o perioadă. Și la un moment dat apar acele conflicte. Plus că partenerul se simte neglijat. Ce le recomanzi cuplurilor, mai ales la început de carieră ca părinți, în primii 2 ani în care știm că copilul este foarte dependent de mamă și poate soțul, partenerul de viață, are anumite așteptări și nevoi de a ieși, de a petrece timpul cum o făcea înainte, dar mama, pe de altă parte, este obligată să rămână în preajma copilului. Ce le recomand să facă ca să nu mai ajungă în conflicte și în certuri? Consider că ar trebui făcute anumite reguli, să zicem așa, ca și un fel de regulament de ordine interioară, în care fiecare să-și exprime dorințele, să-și exprime limitările pe care le simte și toleranța pe care o are față de anumite, nu știu, comportamente sau anumite situații și să își aloce fiecare timp pentru propria persoană. Adică este normal ca și tatăl să mai iasă, să meargă, evident, să se ocupe și de cariera lui, dar în același timp nu trebuie scăpat din vedere că și mama are și ea nevoie de timpul ei, de socializare, poate chiar să îmbine cu latura profesională, pentru că nu toate femeile își iau concediu de maternitate pe 2 ani. Și atunci cred că ar trebui foarte bine stabilit de către ambii parteneri, de comun acord, timpul alocat atât creșterii copilului, cât și lor ca și cuplu și individual ca persoană, timpul liber. Eu mi-aduc aminte că imediat după ce am născut, devenisem dintr-o persoană foarte, foarte activă și foarte implicată și profesional, dar și în pasiunile mele. M-am trezit dintr-o dată într-o relație din asta de dependență totală, ceea ce nu eram obișnuită. Și mi-a luat ceva vreme până să înțeleg de fapt ce am de făcut, pentru că oricum ajunsesem și în depresia postpartum. Cred că oamenilor le este destul de greu să-și dea seama de fapt în ce situație sunt. E precum broasca aceea care fierbe încetul cu încetul, se încălzește apa și își dă seama că a început să fiarbă mult prea târziu. Ce sfaturi le-ai da? Adică, cum ar putea să-și dea seama efectiv ce ar avea nevoie dacă ei sunt deja într-o situație destul de, hai să nu exagerăm, depresivă, dar într-o situație în care, de fapt, nici mai văd lumința de la capătul tunelului, pentru că în primele 6 luni de după naștere e o perioadă de acomodare destul de puternică pentru toată lumea. Da, este o perioadă de acomodare, într-adevăr, și în această perioadă de acomodare e important, în primul rând, să ne alocăm timp pentru a accepta ceea ce simțim. E important să identificăm ceea ce simțim, faptul că, nu știu, ne simțim copleșiți, că ne este greu, probabil programul de somn este dat peste cap, aceasta ne îngreunează și mai mult buna funcționare de pe parcursul zilei. Și odată ce am identificat, să zic, aspectele din viața de zi cu zi, că, nu știu, somnul nu mai este la fel, nu mai am poftă de mâncare la fel de mult ca înainte, nu mai am același chef să fac, nu știu, puținele activități pe care obișnuiam să le fac. Odată ce le-am identificat, cred că este important să le discutăm și cu partenerul, pentru că în momentul în care ne simțim noi copleșiți, celălalt ar trebui să vină în ajutor, oarecum, în ajutorul partenerului,
în ideea în care, nu știu, să încerce să aibă el grijă de copil ori până când, nu știu, mama se odihnește sau să încerce să găsească mici momente în care să petreacă timp doar cu propria persoană. Pentru a putea ulterior să vadă poate dintr-o perspectivă diferită, că pe fond de oboseală toate lucrurile par așa în ceață și în contextul acesta avem tendința să le vedem mai negre poate decât sunt. Și în acel moment, dacă încercăm să, nu știu, conștientizăm propriile stări, să vedem de ce ne simțim în modul în care ne simțim, care este cauza, ce gânduri avem, poate în felul acesta și discutând cu cei apropiați, cu partenerul, poate chiar și cu un specialist, reușim să facem față mult mai bine situație și să ne gestionăm puțin mai bine emoțiile pe care le avem. Mi-a plăcut că la început ai menționat cuvântul somn și eu țin destul de mult la somn, așa în viața personală, și îmi dau seama că, într-adevăr, dacă eu nu dorm suficient, și într-un studiu pe care l-am făcut acum câțiva ani, cam 68% dintre români dorm mai puțin decât ar trebui să doarmă. Și atunci când dormi puțin, devii dintr-un om, devii neom și nu mai ai răbdare, nu mai ești atent la ceilalți, îi repezești. Și atunci, da, cuvântul ăsta, somn, este capital și cred că în vria asta în care suntem toți, dacă nu ajungem să dormim și nu avem o bază emoțională bună ca somnul, în care ne recuperăm emoțional, atunci putem noi să vorbim de terapii și alte workshop-uri de dezvoltare personală, măcar somnul să-l avem acolo 7-8 ore de somn. Mai vedem care erau alte elemente pentru care se ceartă cuplurile. Am vorbit despre faptul că unii sunt prea încărcați, anumiți parteneri sunt prea încărcați, că apare copilul. Care mai erau motive? Mai sunt momentele alea în care se ceartă din temir ce? Nu știu, de ce n-ai dus gunoiul? De ce n-ai spălat vasele? Ți-am zis să duci copilul? De ce ai uitat? Și tot felul de lucruri mărunte. Cum apar certurile acestea? De ce? La începutul fiecarei relații, sentimentul de, adică accentul mare se pune pe sentimentul de dragoste, o relație nouă, ceva frumos. Odată cu trecerea timpului, partenerii încep să se acomodeze treptat unul cu celălalt și ulterior încep să iasă cumva la suprafață anumite trăsături ale fiecarei persoane. Și totodată cu aceste trăsături ies la față și diferențele de perspectivă pe care le are fiecare partener. Pentru că fiecare om vine într-o relație cu un bagaj anterior. De când s-a născut până în prezent, suma experiențelor pe care le are pe parcursul vieții și reacționează într-un mod autentic pentru el. Însă, în cele mai multe situații, partenerul celălalt nu, poate nu vede din același unghi lucrurile. Și atunci, nevăzând din aceeași prismă, lucrurile se simte deranjat de anumite comportamente. Cum ai spus și tu, că nu a dus gunoiul exact când i-a spus sau, nu știu, că și-a lăsat periuța de dinți în paharul celălalt, care paharul celălalt era destinat pentru, nu știu, altceva. Diferite subiecte minore care produc conflicte, dar sunt conflicte izolate, scurte, mici. Însă, ulterior, acestea pot să devină frustrări pentru celălalt. Pentru că se ajunge în punctul în care, dacă celălalt partener manifestă în continuu același comportament care îl deranjează pe partenerul lui, acela devine frustrat și spune: de câte ori ți-am spus să faci chestia aceasta? Și de acolo vin reproșurile. Apărând reproșurile, chiar dacă partenerul începe să-și modifice comportamentul, nu se mai vede progresul în ochii celuilalt, pentru că rămâne blocat pe faptul că i-a produs frustrare la un moment dat, că a tot repetat același comportament și a fost nevoit să-i tot atragă atenția. Asta este un exemplu de situație care e foarte frecvent întâlnită în rândul cuplurilor. Și ele, la un moment dat, toate comportamentele acestea se acumulează și devin un bagaj mare de frustrări peste care unii parteneri nu mai pot să treacă, pentru că nu se mai simt fericiți. Ce facem cu bagajul ăsta să-l scuturăm așa un pic și să nu ajungem să se umple prea tare și să ajungem la divorț?
sau la separare? E foarte important să încercăm în primul rând să ne comunicăm ceea ce simțim partenerului, să putem să comunicăm într-un mod empatic, adică să-i spunem nu doar ceea ce ne dorim, ci și modul în care ne simțim când el face un anumit comportament, o anumită chestie. Și totodată e foarte important să ne uităm și asupra așteptărilor noastre pe care le avem. Pentru că de multe ori noi avem așteptări foarte mari care sunt trecute doar prin filtru personal. În momentul în care avem așteptările foarte mari și le trecem prin filtrul nostru, practic noi tăiem din autenticitatea celuilalt. Nu îl înțelegem pe celălalt, de ce acționează într-un anumit fel. Pentru că noi avem tendința, în momentul în care ne certăm, să credem că dreptatea este de partea noastră. Și acela e momentul în care noi ne vedem dominanți, superiori și celălalt cel care a greșit, pe care trebuie să-l pedepsim, verbal, emoțional sau în diferite feluri. Și atunci e foarte important să putem să discutăm despre lucrurile acestea. Și bine, acum cred că ne putem și menaja să nu ne mai luăm de fiecare nimic. Adică dacă vorbim de mutatul periuței dintr-un pahar într-altul, trebuie să ne gândim, măi, asta chiar îmi afectează mie viața personală, viața noastră de cuplu, are sens să mă iau de gigel al meu de acasă sau... Categoric. Și chestia aceasta, pentru că trebuie să avem și oarecare toleranță și să vedem care sunt lucrurile cu adevărat importante și să prioritizăm cumva aspectele care sunt importante pentru buna funcționare a cuplului și să nu ne legăm de fiecare eveniment nesemnificativ. Da, deci asta poate fi interesant. Fix ce spui tu, eventual o listă cu lucrurile importante pentru mine în cuplu și dacă într-adevăr partenerul meu face anumite greșeli față de mine care realmente mă deranjează, nu știu, țipă la mine, Doamne ferește, poate ridică mâna sau mă pleacă de acasă câteva zile și nu-mi spune... Și atunci pe acesta să ne focusăm, să le transmitem și să avem grijă că acesta se întâmplă, nu că gunoiul n-a fost dus fix de dimineață la ora 8 când i-am cerut omului. Uh-huh. Da. Mulțumesc. Sunt destul de multe situații pe care le văd și în cabinet și eu și bănuiesc că le remarci și tu. Oamenii ajung la o anumită vârstă, după poate 10 ani, dar chiar și 5 ani de relație, realizează că sunt incompatibili, că nu mai au pasiuni, că nu au pasiuni în comune, nu au subiecte comune, însă sunt într-o relație în care probabil că au apărut 1, 2, 3 copii, au o singură casă, eventual un apartament cu două camere și sunt cu rate, adică au rată la bancă. Și-ar dori să se separe, dar uite că contextul nu o să le poată permite nici din punct de vedere financiar și nici din punct de vedere emoțional față de copii. Ce au de făcut aceste cupluri care deja au realizat că sunt incompatibile? Acum depinde modul în care au realizat că sunt incompatibile și dacă această decizie este reversibilă sau nu. Pentru că incompatibilitatea într-un cuplu este văzută ca un aspect negativ. Însă, de multe ori, incompatibilitatea practic scoate la suprafață diferențele care există între parteneri. Din punct de vedere terapeutic, s-ar aborda ideea de a învăța să lucrezi cu aceste diferențe, a învăța să fii funcțional în cuplu, prin prisma acestor diferențe pe care le ai. Adică aici trebuie văzut și aspectul de, nu știu, latură emoțională a fiecăruia. Depinde dacă discutăm de partea amoroasă, de exemplu, în care, nu știu, nu mai există nimic din punct de vedere emoțional la nivel de dragoste între cei doi parteneri. E de recomandat să se apeleze la un consult de specialitate în direcția aceasta, dar dacă nu mai există nicio modalitate prin care să se reînoade tot ce a fost în cuplul respectiv, atunci la un moment dat se va recomanda o separare, pentru că dacă nu mai există ceva ce să-i lege, chiar în ciuda faptului că ei au lucrat la a repara acea relație, există un punct în care ne dăm seama că, ok,
valabilitatea relației a fost până aici. Categoric, aspectele financiare și existența copiilor îngreunează acest proces. Dar, la urma urmei, cred că trebuie să ajungem și să punem în balanță atât fericirea personală, cât fericirea copiilor, chiar și fericirea celuilalt. Pentru că sunt situații și am întâlnit și în cadrul cabinetului contexte în care efectiv nu mai este mare lucru de făcut. Adică s-a ajuns la un capăt al relației. Ok, dar totuși din punct de vedere financiar, niciunul dintre ei nu poate să plece din acea casă pentru că nu își poate permite o altă casă. Nu știu, se pare normal să existe un fel de relație de conveniență în care să se stabilească anumite reguli, dar în situația asta ce mai înțelege copilul dintr-o viață de familie? Sau, nu știu, cum ai vedea să se întâmple lucrurile în acest context? Înainte de a pleca din casă, pentru că am remarcat că mulți nu își pot permite acest lux, ca să zic așa. Da, normal că dacă ajungi să înțelegi că toată relația este doar o ceartă, e mai bine să te separi, pentru că în felul ăsta amenajezi și copiii, te amenajezi și pe tine, dar uneori nu fac lucrul ăsta, nu fac pasul ăsta din cauza datorilor pe care le au în minte și a imposibilității financiare. Păi, într-un context de genul acesta, cred că ce ar fi de recomandat este să existe anumite reguli pe care să le pună în practică ambii parteneri, chiar dacă, nu știu, nu mai există o relație de iubire între ei, însă în condițiile în care, nu știu, nu au nicio posibilitate și sunt forțați din cauza circumstanțelor să rămână în aceeași încăpere, în aceeași locuință cu copiii, e important să încerce fiecare să aplice și să pună la regulile pe care le stabilesc de comun acord și să încerce să fie funcțională relația de parteneriat pe care au. Practic, relația de cuplu va deveni una de parteneriat în care fiecare are rolul de mamă, de tată, dar probabil că nimic mai mult, ceva ce se lege. Și atunci, categoric, e important să încerce să găsească o bună funcționare a relației, însă nu cred că pe termen mediu lung le va aduce satisfacție, pentru că inevitabil frustrările și conflictele care i-au dus în punctul acela al relației, la un moment dat vor ieși la suprafață. Și acea nevoie de a fi într-o relație amoroasă cu cineva va apărea la un moment dat și atunci probabil că cei doi își vor orienta viziunea către altcineva. Da, corect, se poate întâmpla asta acum mai mult ca sigur. Ce facem în cuplurile în care intervine soacra sau intervine familia și de multe ori auzi, de cele mai multe ori auzi soția, că i-a băgat soacra nu știu ce în cap lui bărbatul și uite, acum nu mai facem aia, nu mai cumpărăm aia. Ce e de făcut în astfel de situații? Pentru că și asta este un motiv de ceartă, că își bagă codița anumiți membri ai familiei să nu facem într-un fel ca și cuplu pentru că. Da. Există și situația aceasta și se întâmplă, din câte am văzut, în multe familii. Este important să avem viziunea de echipă. În momentul în care noi suntem într-un cuplu, înseamnă că am decis să conviețuim din anumite motive cu omul respectiv. E important ca acele reguli despre care discutam înainte, pe care ar trebui să le stabilim în cadrul cuplului, pentru a ne respecta reciproc, a ne susține unul pe celălalt, să fie evidențiate și în contexte de genul acesta. Și evident că aceste reguli pe care noi le avem și în care, cumva, din care rezultă și gradul de toleranță pe care îl avem și, nu știu, atașamentul unul față de celălalt, se reflectă și în relațiile noastre și cât de mult ne lăsăm influențați de către rude, prieteni, colegi și așa mai departe. Acum, în condițiile în care intervine o rudă din familie în relație, aici cumva responsabilitatea revine în mare parte partenerului a cărui rudă s-a implicat în relație pentru a învăța să pună o anumită delimitare. Și aici discutăm, există, dacă mergem și mai departe cu analiza, există acea variabilă importantă de relație cu părintele, în cazul în care discutăm de, nu știu, soacra sau soacru care se bagă în relație.
e important ca partenerul, copilul, să copilul mamei și a tatălui, să știe să pună o delimitare până unde să existe implicare în relație și de unde el cumva preia conducerea alături de parteneră, în condițiile în care discutăm de implicarea soacrei sau a soacrului. Acum, e foarte important și ca partenera să nu înceapă cu reproșuri, chiar dacă e un lucru destul de greu de gestionat, mai ales când te simți poate atacat sau, nu știu, te simți neglijat de către partener, te simți de cealaltă parte a, în lupta pe care o duci. Dar consider că dacă există o comunicare și spunem ceea ce ne deranjează și poate chiar evidențiem anumite delimitări, aceste lucruri pot în oarecare măsură să fie gestionate. Deci să avem grijă să nu îi reproșăm nici socrului sau soacrei direct, nici în fața partenerului de viață, pentru că se va simți stânjenit. Până la urmă sunt părinții sau rudele acestuia. Okay. Dar în acest timp nici să nu fim foarte toleranți, adică să nu permitem să se alunece în direcția aceea, pentru că va crea un dezechilibru în cadrul cuplului. Ce părere ai despre anumite cupluri care trăiesc alături de familia extinsă, de socru, de soacră? Pot să existe acolo relații funcționale în condițiile în care unul dintre parteneri va juca un dublu rol, atât de copil cât și de soț sau de soție? Sunt armonioase astfel de relații de cuplu dacă au alături familia extinsă? Acum știm că în general nu se recomandă lucrul acesta, pentru că fiecare familie trebuie să fie cumva în cuibul ei. Dar personal chiar am cunoscut și în cadrul cabinetului familii care au reușit să devină la un moment dat funcțional într-o situație de genul acesta, tocmai din considerentul punerilor acelor delimitări despre care am discutat, poate chiar cu discuții deschise în familie, adică și cuplu și socrii să discute pe tema, ok, cât de des vii la mine. Acum discutăm într-un context în care, să zicem, ești o curte mare cu două case lipite și soacra, socru au tendința tot timpul să meargă oricând la copii acasă. Se impun anumite reguli pe care trebuie să le respecte atât o parte cât și cealaltă. Și în momentul în care, nu știu, se cade la un comun acord, lucrurile pot să fie funcționale. Categoric nu e cea mai bună variantă, dar când se întâmplă situații de genul acesta, cred că lucrurile pot să fie funcționale. Cu siguranță există foarte mari beneficii în momentul în care ai familia extinsă, cu atât mai mult cu cât tu ai deja niște copii, te ajută în gospodărie și poate se gătește de către soacră sau se are mai multă grijă de copil, de nepot. Dar totuși, care ai simțit tu că ar fi cele mai importante reguli de conviețuire? Adică vedem și beneficiile, vedem și dezavantajele și totuși ce ne-ar ajuta ca să conviețuim cât de cât așa într-o armonie cu familia extinsă, mă refer. Da, cred că ar fi important să existe discuții libere între copii și părinți, să existe transparență, însă în același timp să fie respectată și intimitatea. Adică în momentul în care, nu știu, cuplu are un conflict, să nu intervină socrii sau rudele care conviețuiesc, să existe acea delimitare între cele două familii, dar în același timp să fie și o unitate în ceea ce privește, nu știu, ajutorul, cum ai menționat și tu, cu gătitul, cu copiii, poate și tinerii să ducă părinții, nu știu, la consulturi medicale, adică să fie reciprocă toată chestia, dar să implicarea în familie să fie destul de bine delimitată. Eu cred că acesta este un aspect foarte important și să fie bine delimitată prin comunicare deschisă, transparentă, adică să se spună până unde este limita și cât este confortabil și cât ar trebui fiecare să fie cu treaba lui.
Am văzut, asta mi-a aduce aminte de un caz în terapie în care lucrau, stăteau în aceeași casă bunicii cu părinții și cu nepoții. Și mi-aduc aminte de faptul că, până la urmă, bunicii ajung să fie oamenii pe care te bazezi, care își alocă tot felul de roluri și de responsabilități, care se fac de regulă pe termen lung, cum ar fi asta cu gătitul sau cum ar fi plimbarea copilului la anumite ore. Și la un moment dat, dacă, să zicem, nora intervine și spune ceva nu mi-a convenit, atunci ei ajung să o ia foarte personal, pentru că ei se implică și își doresc să se implice, dar când apare cel mai mic reproș, pot să ia foarte, foarte personal și să spună, Doamne, dar câte fac eu pentru ei și fac și aia, și aia, și aia. Și doar un simplu reproș și poate face să se aprindă. Și cred că ar mai fi util ca dacă tu, ca în rolul de bunici, ești acolo alături de această familie, să-ți aloci și tu momentele de pauză, că altfel ajungi să fii non-stop la cheremul tinerei familii și nu cred că neapărat asta e ceea ce vor ceilalți membri ai familiei și să seteze. Uite, care sunt zilele în care și noi putem să plecăm la plimbare, putem să plecăm și noi la munte și să nu ia tot timpul, asta e responsabilitatea mea, să gătesc acasă, ci să-și ia pauze, să-și ia pauze de respiro și să se relaxeze. Categoric. Și acestea sunt genul de reguli care cred că ar trebui să fie menționate și, la urma urmei, și relația dintre familia tânără și părinți este bazată tot pe deschidere, pe transparență și, la urma urmei, trebuie să se aloce timp fiecărui membru pentru viața personală și nu cred că ar trebui să luăm de-a gata, să zic așa, beneficiul faptului că avem în preajmă un părinte și cumva este dedicat 900%. Da, asta mi se pare foarte bine punctat, că cu siguranță avem tendința, dacă ne bazăm pe părinții noștri, să luăm lucrurile de-a gata și să nu fim, să uităm să fim recunoscători pentru ceea ce primim de la ei. Super. Aș vrea să te mai întreb care este legătura între modul în care eu ca și copil am fost crescut în familie, am avut anumite modele, mama poate îl toca pe tata la cap, tata mergea tot timpul la chefuri și modul în care mă comport eu acum în cuplu. De regulă se întâmplă ceva similar, se întâmplă la polul opus, cum ai remarcat că se întâmplă lucrurile? Să știi că aici este așa o chestie interesantă, pentru că cumva tu ai dat răspunsul. E pe ambele situații. Sunt copii care, după ce cresc, au tendința, poate chiar dacă judecă comportamentul mamei sau al tatălui pe parcursul copilăriei, au tendința să manifeste aceleași comportamente, să facă aceleași lucruri. Însă sunt și alții care încearcă să fie fix opusul, pentru că am auzit de nenumărate ori în cadrul ședinților de terapie, eu nu voi fi niciodată ca tata, eu nu voi face niciodată cum a făcut mama, și atunci cumva duce persoana respectivă într-un spectru total opus și îl poate chiar într-un mod rigid de gândire, ceea ce nici asta nu este neapărat sănătos. Îl duce, trimite către să facă anumite comportamente total opuse față de cum făcea mama și tata. Și atunci, dacă mama era poate prea rigidă în gândire, el va avea tendința să fie mult prea permisiv în relație. Acesta poate fi un exemplu pe care l-am observat destul de frecvent. Când ajung oamenii să conștientizeze lucrurile astea? Le conștientizează așa de la sine sau de regulă în cabinet? Cum se întâmplă? Eu am această tendință să întreb lumea, ok, și acasă la tine cum se întâmplau lucrurile? Și dacă vorbesc cu prieteni, și dacă vorbesc în cabinet. Dar cum se întâmplă de regulă? Când conștientizează? Okay. Știi cum? Depinde cât de multă dezvoltare personală fac oamenii. În ultima vreme chiar am întâlnit mulți oameni care s-au preocupat de dezvoltarea lor personală, au citit diferite cărți, au uitat la diferite, nu știu, tutoriale, au ascultat podcasturi și au ajuns să aibă acel moment de conștientizare. Dar cred că atâta timp cât nu ne îndreptăm atenția către interiorul nostru și modul în care noi reacționăm și funcționăm în cuplu, în societate, la locul de muncă, nu putem să ne dăm neapărat seama de aspectul acesta.
în momentul în care vedem că ceva nu funcționează, ceva nu-i bine, ori cu noi, ori cu ce se întâmplă, relația nu merge, atunci începem să ne punem semne de întrebare. Și fie încercăm să ne dăm seama singuri, fie mergem la un cabinet și discutăm. Și, într-adevăr, în momentul în care pui întrebarea cum a fost relația cu părinții, la tine acasă, cum funcționau lucrurile când erai copil, cum se înțelegeau părinții tăi, automat omul, începând să povestească și auzindu-și propriile gânduri și amintiri, are acele momente de iluminare în care începe să facă acele conexiuni. Deci, dacă am înțeles bine până acum, e nevoie să dormim suficient, să fim odihniți ca să putem să tratăm mai cu ușurință relațiile de cuplu. Este nevoie să comunicăm care ne sunt așteptările. Este nevoie și de dezvoltare personală, să vedem de unde ni se trage, de ce reacționăm poate exagerat în cuplu. De ce anume ar mai fi nevoie ca să prevenim certurile în cuplu? Dacă mai ai alte idei. Da, cred că este foarte important să conștientizăm modul în care ne simțim noi în momentul în care suntem într-un conflict și să vedem care este miza conflictului. Pentru că multă lume în momentul în care intră într-un conflict nu mai are tendința să-l asculte activ pe celălalt. Pur și simplu vede totul doar din prismă personală. Și atunci, pentru a putea preveni conflictele, trebuie să le gestionăm în momentul în care apar. Ar fi indicat să încercăm, în primul rând, să ascultăm activ ceea ce ne transmite celălalt. Și în momentul în care ascultăm activ ideile celuilalt, să încercăm să înțelegem adevăratul lor sens, nu ceea ce vrem noi să înțelegem din contextul respectiv. Și, bineînțeles, intenția înainte de a certa pe cineva, care e intenția acolo? E intenția să mă cert? E intenția să rezolv o anumită situație? Adică în discuție cu ce atitudine intru? Acum, e de preferat ca în discuție să se intre cu o atitudine deschisă și cearta, de fapt, conflictul să fie, de fapt, un dialog pe care îl purtăm. În momentul în care ne lăsăm duși de emoțiile negative, nu știu cum ar fi furia, și devenim irascibili, nu mai putem să avem acea viziune clară asupra situației. Și atunci e important să putem să intrăm deschiși într-o discuție cu celălalt, să nu judecăm persoana care a manifestat poate un anumit comportament care pe noi ne-a deranjat, ci să încercăm să lucrăm împreună pentru a depăși, nu știu, sau a evidenția comportamentul persoanei respective care ne-a deranjat. Să nu judecăm omul în sine. Adelina, este vreo carte pe care nu o recomanzi ca să ne deschidă un pic mai mult ochii cu privire la subiectul ăsta al cuplurilor și cum să ajungem să trăim în armonie cu partenerul de viață? Există mai multe cărți pe partea aceasta. Eu citesc foarte mult cărțile lui Esther Perel. Mai este John și Judith Gottman, care au foarte multe scrieri, cărți legate de subiectele acestea. Și este un titlu anume pe care îl preferi tu, o carte anume pe care o preferi în mod special? Acum, în ultima vreme, am citit și am recomandat mult pacienților Regădirea infidelității, care este scrisă de către Esther Perel și abordează atât tema infidelității, cât și cea a relației de cuplu și bună funcționare a cuplului. Mulțumesc tare mult, Adelina, pentru toate ideile pe care le-ai dat în această emisiune. Și eu vă recomand să citiți revista Psihologie în varianta tipărită, care apare acum cât de curând și unde veți găsi multe subiecte interesante abordate și vă puteți abona la psihologie.ro/abonamente. Îți mulțumesc frumos, Adelina, pentru toate ideile pe care le-ai împărtășit astăzi alături de noi. Te mai așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Zi frumoasă! Vă mulțumesc și vouă că ați fost astăzi alături de noi și să ne vedem curând cu bine!